Care sunt explicațiile diferenței astea, Andrei? Începutul nu ne ducea cu gândul la așa ceva și totuși se descompune la un moment dat pur și simplu farul. Adică finalul arată ca o echipă de profesioniști împotriva unei echipe de amatori. Da, farul a încercat să facă ce știa mai bine, să ia echipa adversă de sus, să încerce să blocheze orice fel de tip de construcție. A făcut un pressing foarte înalt în debutul de meci. Le-au pus probleme cei de la Constanța, celor de la Craiova, dar Craiova de vreo 8, 7, 8, 10 etape este o echipă care a învățat să sufere. Și este o echipă care a învățat să fie realistă. A rezistat bine acelor 15 minute, a marcat gol la prima situație ivită. Bun, prima situație după acel forcing, pentru că dacă ți-aduce aminte, primele 2-3 minute ale meciului au fost ale Craiovei. Craiova a încercat să ia tare pe cei de la Viitorul, poate că și pentru că au văzut că Viitorul a început acest meci cu trei jucători sub farul, cu trei jucători sub, bine că n-au vreun talpan pe acolo să... Da? Nu e companie de stat. Cu trei jucători sub vârstă, dar sub vârstă mult. Adică prea mult? Prea mult. Ok. Pentru un astfel de meci. Pentru nivelul ăsta, cred că e prea mult. Și am mai spus-o și la meciul precedent, tot așa cu probleme pentru cei de la Faru. A venit golul din fază fixă. Iarăși este un moment al jocului la care Faru are foarte multe probleme. La faze fixe, oamenii își pierd marcajul, dacă nu iese gol, ies ocazii. Aici e un paradox, pentru că ei, constanțenii la faze fixe, creează probleme. Îl ascultăm pe Ștefan Baiaram, revenim. Cu multe ocazii de ambele părți și ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și ne apropiem de primele două poziții. Nu au fost doar goluri, au fost și cartonașe roșii, unul a fost primit de antrenorul vostru, unul de Adi Petre și jucători accidentați. Încinsă lupta acolo pe teren? Da, îmi pare rău pentru Mirco că a luat acel cartonaș, că a fost faultat, nu, momentan nu știu ce are. Și sperăm să fie bine pentru următorul meci. Care ar fi secretul vostru, 3 victorii la rând cu 3 adversari foarte tari? Multă seriozitate la antrenament, la tot ce pregătește mister și ne bucurăm că suntem pe acest drum ascendent. Simțiți că puteți să încingeți foarte tare lupta la titlu în acest final de sezon? Da, nu ne gândim la lupta la titlu, ne gândim să luăm fiecare meci, să ne facem treaba și la sfârșitul play-off-ului vedem unde ne vom clasa. Considerați că nu vreți să puneți așa presiune pe voi, să nu vă gândiți la lucrul acesta? Da, nu, chiar vă spun sincer că nu ne gândim la acest lucru, ne gândim să luăm, cum am zis și mai devreme, meci cu meci și la sfârșit vedem unde suntem. Aveți o săptămână așa încărcată cu un meci de cupă. Cum vedeți duelul acesta cu Sepsi? Va fi un meci foarte greu. Cum știți și noastră, nu am câștigat de foarte mult timp acolo. Cred că o singură dată am câștigat în minutul 90 și ceva. Și este o echipă foarte bătăioasă, pe teren propriu, știm asta și mergem cu gânduri mari. Cu gânduri mari, pentru că am văzut în deplasare în ultima vreme, aveți așa o medie de 3 goluri pe meci. Continuați această serie? Da, ne bucurăm că în față ne marcăm, dar consider că din apărare pleacă totul. Avem o apărare foarte bună și noi jucătorii de atac avem multe, multe spații. Mulțumesc! O seară bună, la fel! Da! E la titlu? Se bate Craiova la titlu? Nu știu, da! Pentru că, încă o dată, farul, după părerea mea, nu contează în acest play-off. În momentul în care tu dai pe ghiță, fără să te asiguri că mai ai încă un stoper viabil, eventual Mladen, ai o problemă. Sigur că echipele din România trăiesc pentru a vinde jucători. Asta este obiectivul. Dar totuși trebuie să fii sigur, să încerci să nu locuiești cu cineva. Nu poți joci cu Artean acolo. El joacă. Pentru că e un tip admirabil, își vede de treabă. Azi a greșit de două ori. Cred că ai golul și... 2 și golul 3, el e acolo. Iar Eras Ali, nu vreau să supăr pe nimeni. Nu sunt nici pe departe în măsură să-l sfătuiesc eu pe Hagi, nici Doamne ferește. Mi se pare mult prea crud pentru ce se încearcă cu el. Nu este situația lui, știi, când este? Când ai 5-0 cu Clinceniu, să-l bagi 20 de minute. Ok, să progreseze. N-are ce să caute la acest nivel.
Aș rămâne pe Craiova și pe posibilă implicare la titlu. Să apucăm să, mă rog, dezbatem și situația asta a Farului, a felului în care a arătat. Un rezultat, orice alt rezultat decât victoria CFR-ului implică pe Craiova în lupta pentru titlu? Sau trebuie FCSB să câștige cu CFR Cluj? No. Și atunci? Nu, no, Craiova mai are nevoie de cât, cel puțin doi pași greșiți de fiecare echipă plus meciul direct. Cam astea ar trebui să fie socotelele lor la titlu, dacă și le fac în momentul ăsta. Laurențiu Reghecamp. Ce s-a întâmplat în acest meci? Nu. Foarte fericit, nu fericit. În primul rând, veneam după două meciuri câștigate împotriva FCSB și CFR. M-am gândit toată săptămâna și am încercat să-i motivez pe jucători, pentru că trebuia să intrăm cu aceeași ambiție, același devotament, și cred eu că lucrul ăsta s-a văzut din primul minut. Am câștigat la o diferență foarte mare. Din păcate am ratat și foarte multe ocazii clare de a marca. Scorul trebuia să fie mult mai mare. Dar sunt mulțumit că am luat cele 3 puncte. Mergem la Brașov să jucăm meciul cu Sepsi în cupă. Sunt bucuros că a reintrat Găman. Au jucătorii care au intrat de pe bancă, au făcut-o bine, deci suntem pregătiți. Ați fost inspirat în alegerea primului 11, pentru că îl vedem pe Jovan Marcovici. Este al doilea meci în care marchează și este și omul meciului. Da, Marco traversează o perioadă foarte bună. În momentul când a venit de la echipa națională de tineret, a venit puțin bolnav, de aceea am hotărât ca la meciul cu FCSB să nu intre titular. După care am hotărât din nou să lăsăm pe Elvir să mai facă încă un meci, pentru că avem nevoie și de el să reintre încet, încet la nivelul echipei, și cred eu că în momentul de față avem 16-17 jucători pregătiți, pentru că pentru noi urmează o perioadă foarte grea. Sunteți, ați fost eliminat în acest meci. Ce s-a întâmplat acolo? Ce ați reproșat arbitrului, pentru că a apărut așa un conflict? O fază de amator din partea mea, sincer. La 3-0, faul pentru noi. I-am reproșat faza dinainte, unde în loc să ne dea nouă minge, a lăsat avantaj pentru cei de la Farul. Îmi cer scuze pe această cale și lui Cătălin, pentru că este un arbitru cu experiență, este un arbitru care știe foarte bine să gestioneze așa fazele astea. Din partea mea, o fază de amator, sincer, nu trebuia să se întâmple lucrul ăsta și probabil o să mă pedepsesc singur, cumva, văd eu. Îmi găsesc o pedepsă. Îngrijorat puțin și pentru Mirko Piliaceli, am înțeles că este la spital în acest moment. Cât de grav este? Are o plagă deschisă, a fost un atac neinspirat al lui Petre. Păcat, pentru că era pe final de meci și nu cred că avea el, nici el nu avea nevoie de acest cartonaș roșu. Un atac dur. Sper eu să nu fie o problemă pentru Mirko și să-l avem la următoarea partidă. Urmează meciul de cupă, veți face schimbări în echipă, vă canalizați mai mult energia pentru această luptă, pentru finalul acestui campionat? Avem problema cu Mateiu, are o problemă la gamba piciorului drept, dacă nu mă înșel. Sper eu să-și revină și el în următoarele zile și să pot să-l am la dispoziție. Avem câțiva jucători care ar trebui să se odihnească, dar sunt sigur că vom alinea un 11 competitiv și vom încerca să ne câștigăm meciul, pentru că e foarte important pentru ceea ce urmează. La ce a arătat Craiova în ultimele 3 partide cu adversari de calibru? Aceasta e echipa pe care o doriți, așa ar trebui să joace? Au calitate, sunt jucători buni, lucrăm foarte mult la ceea ce înseamnă mentalitate. Înțeleg zi de zi la antrenamente că orice joc se câștigă prin muncă, printr-o abordare mult mai agresivă din toate punctele de vedere. Nu mă refer să accidentăm jucătorii de la echipa adversă, dar în contactele 1-1 să fim mai puternici. Suntem pe un drum bun, mai avem multe de făcut și avem nevoie de un lot puternic în spate, pentru că în momentul când au fost jucători accidentați am avut probleme. O să fiți fanii celor de la FCSB mâine seara în duelul de la Cluj? Nu mă interesează ce rezultat va fi mâine. Pentru noi a fost important să dăm direcția la ceea ce vrem noi. Seara asta pentru noi meciul de la Cufaro a fost foarte important. Mulțumesc! Bun! Am auzit un antrenor care spune că am avut o reacție de amator în raport cu arbitru. Asta chiar e de aplaudat.
Jos pălăria, așa a fost. Adică... Chiar vorbeam cu Andrei, cum ne-ai explicat la 3-0 pentru tine să se întâmple chestia asta. Chiar e de aplaudat. Deci l-ai și aplaudat pe cuvânt. Da, scuze. Chiar e de aplaudat că iarăși vin la vorba lui Wenger și spun că nu se aplică numai la copii, nu se aplică, se aplică la toată lumea. Dom'le, dacă știi să te autoevaluezi, să știi când greșești, când spui prostii, când faci lucruri bune, asta e momentul, da? Vei vedea că vei face și mai multe lucruri bune pe viitor. Și a dat seama de eroare. Cred că atitudinea lui va îndulce un pic și raportul, că așa se întâmplă, că până la urmă se lucrează și emoțional și va sta probabil o etapă, dar numai că e etapă importantă, pentru că e vorba nu vă sta de în cupă? Semifinala de cupă, da. Da, oricum, un lucru este cert, Regecamp venit din nou în fotbal românesc este diferit de Regecamp care a plecat din fotbal românesc. Până la urmă firesc, mai matur, mai... echilibrat, le ascultăm și pe Gabian cu comentăm după aia. După această partidă. Zdrobiți. Da. 3-0. Da, nu, mă referam așa la cuvânt. Nu sună foarte bine. Nici nu știu să vă zic, prima repriză a fost... Nici nu știu dacă am mai trăit așa ceva, să ataci, să... Că n-am avut vreo ocazie imensă, să dar atacam. Și la 10 minute aveam un atac, ne dădeau gol. Zici că, nu știu, n-am repriza a doua, nu cred că am mai jucat ofensiv ca în prima repriză, dar defensiv astăzi am fost 0. 3 goluri, spuneai și tu. Știați că vine o echipă foarte ofensivă, a marcat foarte multe goluri în Liga 1. N-ați știut să luați deciziile cele mai bune acolo în defensivă pentru a stopa acele atacuri? Nu cred că am făcut deciziile cele mai bune. Dacă am luat 3 goluri din... Nu știu dacă au fost 4 atacuri în prima repriză are Craiovei, dar înseamnă că sunt o echipă bună. Dacă ai 3-4 atacuri și dai 3 goluri... Ați fost... Nu știu ce să vă zic. Văd că nu-ți găsești cuvintele. A fost așa o fază în care Pap l-a faultat, și s-a cerut acolo al doilea galben. Cum ați văzut voi faza? Pentru că el spunea că ar fi trebuit acolo fault în atac. Cine, Pap? Da, pentru al doilea galben. Să fiu sincer, nu vreau să comentez, pentru că nici n-am văzut foarte bine. Dar știu sigur că Hefte este lovit destul de puternic și... Da, nu mai contează. Acum conta să marcăm când la atacurile noastre și defensiv să stăm mult mai bine, pentru că mi s-a părut foarte ușor pentru Craiova. Adică, și că jucau singuri pe contraatac. Băi, e ciudat că n-ați profitat și voi de pasul greșit făcut de cei de la voluntari, ați fi putut să treceți pe locul 4. Aș fi dorit să mă apropii de Craiova cât mai mult. Acum ne batem. Trebuie să terminăm în fața voluntarului și avem și cu Steaua 9 zile, 8-9 zile acasă. Și fără atacanți, pentru că l-am văzut, cum spuneai tu, Hefte e accidentat, Adi Petre a luat roșu, supărați așa un pic și pe gestul lui pe final, s-a văzut frustrarea aceea? Noi nu prea folosim cuvântul ăsta. Nici faza asta n-am văzut-o, să fiu sincer, a fost foarte departe și... Am văzut că a revenit, arbitrul a revenit cu decizia să ia roșu și nu avem atacant acum, dar avem jucători care, nu știu dacă pot juca acolo, dar putem să folosim alți jucători, alt sistem, nu știu, mister va decide. Mulțumesc! Sărbă! Da, m-am lipsit de explicații, am cum spun un singur lucru și asta e de comentat. Apărarea să-și facă mai bine treaba data viitoare. Și într-un fel așa, știi, noi ăștia din față, către aia din băieți, ce faceți? Adică nu aveți și voi un pic de grijă? Nu știu. Eu nu e echipă. Vorbeam cu Andrei mai în glumă, mai în serios. În România asta e sistemul de joc. Ăsta sau ăla cu 5 apărători. 4-2-3-1. Vorbesc foarte serios. 4-3-3, 3-4-3, nu cred că sunt pentru noi. N-avem, zâmbești, avem oameni care se poate zice eficient. Craiova a devenit eficientă când a trecut la ăștia doi fundași, mijlocași central defensiv. După succesul ăsta neverosimil ca diferență, pentru că cred că ce șochează în seara asta Bogdan Cosmescu este diferența asta colosală. Eu nu mi-aduc aminte
cred că a mai fost meciul Farului cu FCSB, când Farul a câștigat cu 2-0 și putea să câștige cu 6-0. Dar mi-am aminte de meciuri atât de dezechilibrate cum a fost ăsta. Ți-am spus, Recamp a înțeles exact care este potențialul băieților lui. Are acolo în față câțiva jucători chiar foarte buni pentru campionatul României, chiar foarte buni. Bayram este un pic superficial încă, dar e și foarte tânăr, are 19 ani, ratează mult, dar gândește că nu l-a folosit pe Câmpanu și, ăla e, și el este o soluție viabilă. Foarte bine, cu Gustavo care face, cred că, sezonul carierei, Ivan care a revenit acolo unde, cam unde era când s-a transferat în, în Rusia. Bun, îi mai lipsește Colici, și ăla care... Și Marco nu discut, dar îi lipsește Colici, ăla care era înainte de accidentări. În orice caz, a înțeles că în fața are, dar că trebuie să se apere bine și acum cu... Crețu și cu Bic sau Mateiu, de fapt, își face treaba asta. Remarcabil este faptul că l-a făcut pe Nistor să înțeleagă că nu are loc în această schemă. Bă, Nistor totuși a fost... Bine, a jucat etapele trecute, cred că... Dar a fost titular. În ambele meciuri. Nu, într-un singur meci a fost titular. Cu cine a fost titular? Cu CFR Cluj. Ultimul meci și a fost schimbat la pauză. Da. Dar ce e interesant, ce se întâmplă dacă Colici... începe să bage mingea în poartă, deși n-a mai deja la el, nu mai discutăm de o perioadă de revenire după accidentare, deja discutăm despre o problemă cu Colici. Adică mie mai degrabă mi se pare că Colici nu-și va mai reveni. Sper să greșesc și să-l revedem pe Colici ăla, dar deja e prea mult timp de când Colici joacă constant și nu mai marchează. Și mă întreb, ce trebuie făcut acum? Mergi pe Marcovici, îl forțezi pe Marcovici, joci meci de meci cu Marcovici, îl aștept pe Colici să revină, îi tot dai șanse? Care e? Păi, cred că ar fi o nedreptate pentru Marcovici în momentul ăsta să-l scoți din echipă. Și e pierde bani. Da, asta, inclusiv financiar mă gândesc. E pierde bani potențiali. Și îți mai spun că echipa națională nu are deocamdată un vârf care să fie bătut în cuie acolo. Mm-hmm. E un post, aș spune, deschis oricărui jucător care este constant bun o perioadă mai lungă de timp. Și cred că și asta ar putea să ia în considerare cei de la Craiova. Dar, dincolo de lucrul ăsta, jucători precum Marcovici în momentul ăsta, sau Bayram, sau Crețu, sau, uite, la cuplul de fundaș central, la Pap cu Screciu, da? S-au refăcut Găman și Marius Constantin. Cred că e greu să iei o decizie să... Se-ți place Screciu? Mi se pare singurul punct vulnerabil din apărarea Craiovei, da? Până acum Craiova a câștigat cu cei doi și a pierdut în turul campionatului multe meciuri folosindu-i pe unul sau pe altul dintre ei. Deci ar fi nedrept în momentul ăsta. Cred că un alt argument pentru a păstra acest 11 cu mici modificări reprezintă omogenitatea. Craiova de la meci la meci pare că știe să joace împreună mult mai bine decât o făceau înainte. Da, dar Marco știa ce tehnică are pentru cât de masiv. Hai să facem o golul comparație. Golul 3 este chiar... Văd mulți complicat. Oameni care fac comparație între el și Ali Bek. Din multe puncte de vedere, toate dacă puncte vreți. Da? De la tehnica foarte bună, da? Picior stâng, picior de bază, execuții neașteptate, kilograme în plus, adică și cu bune și cu rele, da? Și senzația asta că ar putea să facă mai mult, care există văzându-l pe Marcovici, asta și pe care am trăit-o ani de zile văzându-l pe Ali Bek. Ce plusuri vezi la Marcovici și ce ar trebui să înțeleagă Marcovici din pățanile lui Ali Bek? Ar trebui să înțeleagă totul, dar... Bine, mai facem o emisiune. Nu știu dacă... pentru că nu puțini au fost cei din jurul lui care îi vor binele, evident, și încearcă să-l convingă de anumite chestii. Deocamdată nu știu dacă cineva i-a descoperit pinul până acum, să-l acceseze. Poate acum, în ultima perioadă, că văd că joacă foarte bine, dar ca să dau o singură diferență între el și Ali Bek, care mi se pare că e în favoarea lui Marcovici, este tocmai acest joc de cap pe care Ali Bek nu-l are. La nivelul lui Marcovici, adică având un joc de cap bun, îți rezolvi și fazele fixe ofensive, dar contezi și în apărare. Adică dacă ai văzut, sunt foarte multe meciuri în care Ali Bek nici măcar nu este lăsat în careu. Deși are un fizic, are o statură, te-ai gândit că
pe colțul scurt, acolo pe colț de 6 metri, el ar trebui să fie omul care să dea cu capul mic, fără marcaj, fără... Adică cum se cam practică la toate echipele serioase cu atacantul central. Atacantul central nu intră în duel unul contra unul, dar e un fel de, așa zis, libero la aceste faze fixe, pe colț de 6 metri, să respingă. Ei bine, Ali Beg nici măcar la asta nu era pus. Marcoviș poate să o facă. Hai să l-ascultăm pe Gică Hagi, după aia o să vorbim și despre momentul, sunt mai multe momente interesante, inclusiv acel dialog, dacă vreți, între Hagi și antrenorul cu portarii, Fane Preda, s-a repetat, l-am mai avut și în trecut, l-am avut și astăzi, o să vedem și reacția lui Fane Preda, asta după gafele lui Aioani. Întâi Hagi. Bună seara, domnule Hagi, care ar fi concluziile după această întâlnire cu Craiova? Cum am zis înainte de meci. Meci care pe tranziție, ofensiva nu jucat bine, am adus minge, am început foarte bine meciul, ne impusesem de ritmul jocului, dar după cred eu că am făcut acele greșeli, fotbalul e făcut din mici detalii care fac lucrurile mari. Ei au câștigat tot timpul duelul la cap, au fost mai puternici ca noi și atac rapid, la fel, ne-au făcut multe atacuri rapide care ne-au pus probleme multe și de aici a venit lucrurile. Trebuie să ne apărăm mai bine, trebuie să facem lucrurile mai bine, dar meciul totdeauna e din mici detalii, s-au întâmplat atâtea în prima repriză în care totul putea să gireze pentru noi, dar lucrurile n-au mers în alte dețe. Am avut și ce s-a întâmplat acolo cu cartonașele și cu toate, dar nu vreau să intru în ele. Asta e o echipă puternică, o echipă care are atitudine, are determinare, are fotbaliști, are forță, are tehnică, dar cred că și noi, ofensiv, defensiv, eu cred că am făcut mai puține. A fost o interpretare greșită acolo în defensiva anumite Nu e de interpretare, e de a pierde duelul. S-au pierdut minge statică, după aceea contraatacuri, pase care jucătorul a pierdut jucătorul, spațiu mare, ei au tras la poartă, noi n-am tras la poartă când am fost singur cu portarul și uite așa. Vă amintiți un meci așa în ultima vreme a echipei în care echipa dumneavoastră să dea atât de multe șanse adversarului așa cum s-a întâmplat în repriza a doua? Cred că și noi am dus repriza a doua foarte mult mingea, am atacat. Important e să faci foarte bine și faza defensivă, care cred eu că aici am suferit. Am suferit în anumite momente, dar echipa cred eu că ofensiv a încercat să facă, a dus lucrurile bine. Și în fotbal trebuie să faci ambele faze foarte bine, mai ales când joci cu o echipă foarte bună, în formă și puternică, așa cum e Craiova. Vorbeați mai devreme de cartonașele acelea și, evident, nu poate fi o scuză pentru rezultatul acesta, faptul că s-a dat sau nu un cartonaș. Însă, de ce cum ați interpretat dumneavoastră? Dacă era la 0-0 și era roșu, dumneavoastră și era roșu. Nu știu, eu nu pot să interpretez, că eu am fost pe teren. Cum ați văzut-o dumneavoastră la televizor, nu pot să interpretez eu. Cel puțin au fost două situații la limită. Clare la 0-0, nu? Două situații la limite și atunci, sau la 1-0, a fost la 1-0, îmi se pare. Probabil, dar nu vreau să comentez că nu văd eu lucrurile. Știu doar că au existat acel. După aia las pe ceilalți să comenteze, nu eu pot să fac lucrul ăsta. Dar a fost la limită și a fost, mai ales la a doua. Supărat și pe Adi Petre de cum a gestionat acolo? Nu, n-am. Fiecare meci pentru fiecare e un test și... Vedem dacă a trecut examenul, nu l-a trecut și o să analizăm și o să vedem lucrurile ce trebuie făcut. Din păcate, n-a intrat bine, n-a făcut și acea greșeală și... Merita să fie huiduit pentru că am văzut că a fost huiduit de tribune, n-a, poate și pentru eliminat? N-a fost, nu știu ce ați văzut dumneavoastră. Eu am văzut suporterii ne-au aplaudat, am stat cu ei, nu, din potrivă, nu cred că... Și chiar dacă a fost, e normal să vină, mai ales la... scorul care era, suporterul e obișnuit să câștige foarte mult și când nu câștige, e normal să fie supărat. Hefte cum este? Pentru că spuneau colegii... Nu știu, vom vedea. Vom vedea, nu știu, e greu să-mi spun ceva acum, n-am vorbit nici cu doctorii, vom vedea. Mă îngrijorează, având în vedere că urmează duelul acesta cu FCSB, rămâneți fără doi atacanți. Avem alții. O să încercăm să facem o echipă, să jucăm. Să jucăm bine și să facem mai bine ca astăzi. Mulțumesc. Bine. Iese Aioani de o dată de două ori
greșit. Asta este momentul. Riscant, aspre, că nu s-a întâmplat nu. Nimic periculos pentru echipa lui, dar a avut două intervenții riscante în afara careului. Hagi spune ceva lui Fane Preda. Fane Preda se ridică, dar în timp ce îi face semne, uitați-vă, se uită, cred că și în dreapta unde să... Da? Adică, într-un fel să mă vadă și șeful. Ia, mă uit. M-a văzut că e cea mai proastă postură care se află. Hagi zice că nu se bagă la portar, că nu se pricepe și lasă pe Fane Preda. Dar dacă se întâmplă vreo nenorocire, dacă ăla greșește, este victimă. Adică măcar dacă se pricepea și la portar Hagi, zicea, tu ai vrut maestre să-l băgăm pe ăsta. Eu l-am antrenat, tu l-ai vrut pe ăsta. Așa, e expus total. E un spectacol, știi, eu nu-mi doresc să greșească portarii de la Faru, dar de fiecare dată când o fac, urmează această imagine care e spectaculoasă, bine, cunoscându-l și pe Fane, de mult timp așa, mă distrează copios. Adică nu și pe Hagi, că îți dai seama că în tensiunea meciului sare țandăra pe oricine, Fane, Preda, copil de mingi, eu știu ce... Că trăiește meciul cum îl trăiește. Nu e ușor să joci, să fii fundat lateral pe partea aia sau mijlocaș de bandă acolo. Da, în general cred că nu e ușor să lucrezi la Hagi. Nu, că dacă ești pe partea toate, altă... Adică ai parte de multe avantaje, dar și dacă nu-ți faci treaba cum în primul rând, este marele avantaj pe care l-ai, toată lumea are șanse, cum spunea Andrei. Toată lumea are șanse. Ceea ce nu este puțin lucru. Asta, una, mai, doi mai la mână, salariile sunt la zi indiferent. Mie, adică ai mai multe. Plus că poți să acumulezi și chiar și fotbalist expirat fiind, vorba vine, dacă ești serios, poți să-ți revii, poți să-ți redresezi cariera. Și am avut exemple destule. Da, și plus pleci la prima ofertă bună, adică nu... Să trage de preț. Am văzut cazuri multe de jucători tineri care au fost blocați în carieră de câte un patronaj de club care a dorit cu orice preț să ia o sumă exorbitantă pe la 17 ani. Și pur și simplu s-au pierdut jucătoria, nu? Adică trebuie să fii deștept să știi cum să dai drumul unui jucător tânăr să evolueze. Mai bine să păstrezi niște procente din jucători decât să ții de un preț de... Hai să ascultăm pe Marco, apropo de jucători. Ajută procentele în România. Poftim. În România nu prea, procentele de jos pierzătoare. Le ții degeaba. Crezi că l-ajută pe Eftimie procentele din... Cum îl chema doamne? La Moruțan l-au ajutat procentele pe Eftimie. La Moruțan, dar ăsta mă, de-a plecat la Rio Ave. Cum îl chema doamne, ce lapsus am? Păi nu, Kindriș, dar... Kindriș. Dar mai e la Rio Ave? L-au gonit, nu asta zic. Nu, hai să vedem ce spunea Marcovici. Bună seara, Iovan, abonat la Omul Meciului în ultima perioadă. Cum e pentru tine această victorie? Bună seara, mă bucur că am reușit să marchez, mă bucur că am reușit să câștigăm cele 3 puncte. Mergem la Sipsi și după la Pitești să câștigăm. Dacă ne uităm pe tabelă, pare că a fost un meci ușor. Cum l-ai simțit tu de acolo din teren? Pentru noi niciun meci nu este ușor, pentru că noi dorim să câștigăm. Scorul a fost 3-0, ne bucurăm că am reușit să marcăm foarte repede. Sperăm să fie toate meciurile la fel și să stăm relaxați de la pauză. Cum au fost reușitele tale de astăzi? Cum le-ai gândit? Reușitele mele au fost ceva... Ce vine pe moment, nu le gândesc sau ceva, vine, încerc să marchez, să-mi ajut echipa. Care e secretul vostru, această revenire a voastră de formă? Arătați așa o echipă foarte puternică, greu de mis. Din punctul meu de vedere, atitudinea pe care o avem în timpul meciului, grupul, avem un grup foarte unit și asta ne face o echipă mai puternică. Ați relansat etapa trecută campionatul, sunteți fanii FCSB-ului mâine seară ca să se încingă și mai tare lupta? Noi ne gândim la FCSB sau la CFR, noi ne vedem de jocul nostru și câștigăm meciurile noastre. Pregătit și pentru duelul din cupă? Da, suntem pregătiți, ne jucăm șansa și în cupă și la locul 2 și mergem mai departe la Pitești și la Sepsi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!